Cuvânt, din cuvânt. Haideți să deschidem Biblia la Cartea Evrei, capitolul 11, primele trei versete. Așa. Cartea Evrei, capitolul 11, primele trei versete. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Amin. Câteva timp în urmă, două săptămâni sau așa ceva, am fost la o seară de evangelizare și la terminarea acelei serii a venit o tânără de 18 ani și mi-a pus următoarea întrebare. Eu aș vrea să cred în Dumnezeu, dar nu pot. Spuneți-mi ceva ce să mă determine să cred în Dumnezeu. M-am uitat la ea și am început să-i spun câteva lucruri. Nu, nu pot. Dacă un prieten de-al vostru v-ar întreba, spune ceva ce să mă determine să cred în Dumnezeu, ce ei spune? În mod sigur sunteți aici unii care aveți o religie faină, vă simțiți bine la biserică, dar nu aveți credință în Dumnezeu. Pentru că, la urmă urmei, credința în Dumnezeu se vede și din alegerile pe care le faceți și mai ales, spune Apostolul Pavel, că prin credință, atât cei din vechime, cât și noi astăzi, căpătăm mărturia că suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Trăim, având o formă sau alta, pretenția credinței. Da? Unii au impresia că dacă sunt într-o anumită biserică, sunt mai credincioși decât cei care sunt într-o altă biserică. Avem pretenția credinței, ne declarăm credincioși. Chiar dacă în mod evident, de multe ori, fundalul credinței este instabil. Ajuns să credem în noi înșine și evaluăm postura asta ca fiind extraordinară. Wow, e cel mai tare să crezi în tine. Peste tot locul ți se spune asta, crezi în tine, crezi în tine. De ce credem în noi? Pentru că ne bazăm pe capacități, pe abilități, pe relații, pe realizări, pe potențial și peste... Toate astea în zilele noastre, această formă de credință în sinele personal e extrem de promovată. Ai încredere în tine. Da? Bazează-te pe ceea ce poți tu să faci. Dar mai mult decât atât, credem în spirite, în duhuri, în realități fanteziste, pentru că ne simțim atrași de aceste, de aceste entități. Interacționăm și cu alte religii, credem în ele, în previziunile lor, credem în noi guru care se nasc, deoarece ne simțim inspirați de acești noi călăuzitori. Spunea cineva, wow, e așa de fain acolo în biserică, wow, când te duci acolo poți să... Simțim, simțim ceva, și de multe ori ceea ce simțim, confundăm cu a fi credința. Am ajuns să credem în idiotismele personale, în înfățișare, în calorii, în uleiuri miraculoase, în prieteni virtuali, deoarece avem impresia că de acolo ne primim energia și aprecierile. Credem în horoscop pentru că ni se întâmplă exact așa cum scrie. Da. Din diverse motive credem în oameni, în elemente, în idei, în elemente materiale și imateriale. Avem așa de multe riazeme pe care ne putem construi pretinsa credință, încât am devenit experți în discuțiile despre credință. Suntem specialiști. Avem conferințe și vorbitor motivațional despre credință în toate nimicurile materiale și în toate opiniile alogice ce interesant e că nimeni nu-i deranjant de toate aceste discuții delirante despre credință. Până când în discuții i-a dus Dumnezeu. Atunci apare deranjul. De ce? Pentru că la urmă urmei, în vremurile noastre, credința în Dumnezeu nu pare a fi cartea câștigătoare. Putem vorbi de credință fără să-L aducem pe Dumnezeu în discuție și ni se pare ok, ni se pare încântător. Wow, ce fain e să vorbim despre credință și îl ocolim pe Dumnezeu. Eram la o întâlnire de tineret și s-a ridicat o tipă care era profesoară și trebuia să depună o mărturie. Eu urma să vorbesc după ea și tipa asta se ridică și spune Aș vrea să vă spun o chestie superbă, interesantă și anume Săptămâna trecută am văzut un film care face pentru mine mai mult decât dacă aș fi citit de 10 ori Biblia. Ah, super. Mai că a venit rândul meu să vorbesc. Și zic că aș vrea să te întreb ceva. Ai citit Biblia de 10 ori? Zic, nu. Și atunci, cum îți permiți să faci astfel de afirmații că am văzut un film care face pentru mine mai mult decât dacă aș fi citit Biblia de 10 ori? Când tu n-ai citit-o de 10 ori? Ei, toți ne-am specializat în a discuta despre credință, lăsându-l pe Dumnezeu deoparte, scoțând din ideea de credință tocmai pe cel care aduce credința și pe cel în care suntem chemați să credem. Astfel, credința în Dumnezeu nu pare cartea câștigătoare și deranjul provocat de ea e considerat inoportun. Nu, nu se cade. Așa e pentru unii. Pentru alții însă, credința în Dumnezeu e singura credință plauzibilă. Și demnă de a fi asumată ca mod de viață. Pentru acești oameni, credința în Dumnezeu este o necesitate absolută. De ce? Pentru că fără credință, continuă textul din Evrei, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Tare mult v-am apreciat cum a cântat. Super. Dar dacă nu aveți credință, nu aveți nimic de a face cu Dumnezeu. Dacă nu sunt acele elemente ale credinței din Dumnezeu în voi și în fiecare dintre noi, tot ceea ce facem nu are nici o relevanță în stabilirea acestei relații de plăcere a lui Dumnezeu față de noi. Dacă găsim justificare pentru toate elementele de care ne prindem credința, eu astăzi aș vrea să vă dau câteva răspunsuri la întrebarea ce a făcut Dumnezeu ca eu să pot crede în El ce a făcut Dumnezeu. Veți putea observa că ceea ce a făcut Dumnezeu nu poate fi regăsit în nicio altă entitate materială sau imaterială în care de multe ori vă ancorați credința. Primul răspuns. Pare banal, dar e fundamental. Ce a făcut Dumnezeu să cred în el? Păi Dumnezeu s-a făcut pe sine Creatorul Universului. Sau, ca să pot crede în el, Dumnezeu este Creatorul. Pornesc de la creație deoarece creația e prima imagine palpabilă pe care ne-a oferit-o Dumnezeu. O putem pipăi, o putem simți, o putem vedea, o putem compara, o putem măsura într-o anumită măsură. Pornesc de la creație deoarece e fundamentală. Dacă cineva nu crede primele trei capitole din geneza, nu are nicio șansă să creadă Evanghelia lui Ioan. Nu există om care să creadă jertfa lui Hristos fără să creadă creația. Dacă vă uitați la creație, în primele trei capitole din Geneza, acolo Dumnezeu în creație a așezat toate elementele necesare explicate pentru funcționarea vieții pe pământ. Acolo sunt și principiile de credință. Cu ce ne confruntăm astăzi cel mai mult? Cu negarea creației. Nu-i Dumnezeu. A fost un Big Bang, a fost o supă primordială, a fost ceva, s-a întâmplat ceva, nu-i chiar, nu chiar Dumnezeu, E poate fi orice altceva. În momentul în care ne asumăm astfel de teorii, nu avem nicio șansă să credem gerfa lui Hristos. Uh, Imaginea asta a creației, așa cum vă spuneam, poate fi evaluată, măsurată și comparată încă, însă într-o măsură mult mai mică decât ne imaginăm noi ca și oameni. De ce? Deoarece depășește capacitatea noastră de a înțelege structura funcțională a creației. Din cauza acestei incapacități de a încadra creația lui Dumnezeu în anumite limite explicabile, s-au născut o mulțime de teorii care pun la îndoială creaționismul. O mulțime de teorii fără nici o bază. Dar pun la îndoială creaționismul. Ca să înțelegeți de ce pornesc de la creație și de ce nu iau un calcul altă variantă, vreau să vă spun o chestiune pe care o spune știința. Așa nume, spune așa. Posibilitatea ca viața pe pământ să apară din nimic este de o șansă din 10 la puterea 138 posibilități. Dar, continuă știința, dacă se depășește pragul de 10 la puterea 50, nu există nicio șansă de apariția vieții pe pământ. Adică, știți ce înseamnă asta? Viața pe pământ n-ar fi putut să apară din nimic. În mod invariabil, știința recunoaște că undeva, cândva, există ceva sau cineva care a generat viața de pe pământ. Ba mai mult decât atât spune credința că nu poate fi ceva, ci mai degrabă e cineva care a generat viața pe pământ. În Romani 1 cu 20, Apostolul Pavel afirmă, Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii. Așa că când te uiți cu băgar de seamă la el, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Asta înseamnă că dacă te uiți la natură, la univers și la toate legile după care funcționează, totul te conduce spre creator, spre existența unuia care a creat totul. Ba mai mult toate aceste lucruri pe care le vezi, și faptul că trăiești în mijlocul acestui univers creat e o dovadă că nu te poți dezvinovăți de credință. Dacă te-ai născut în lumea asta și trăiești în universul ăsta creat, nu te poți debarasa de ideea credinței. Nu te poți niciodată dezvinovăți, că n-ai avut motive să crezi. Dacă vreți un alt exemplu, în atmosferă, oxigenul e în proporție de maxim 21% și cercetătorii spun că dacă ar crește această concentrație de oxigen doar la 25%, pământul ar erupe și ar fi un incendiu continuu. Iar dacă ar scădea această concentrație la 15%, oamenii s-ar sufoca. Și sunt multe alte exemple, doar legate de gravitație și de, uh, și de alte lucruri care țin de funcționalitatea. Universului. De ce să cred în Dumnezeu? Sau ce a făcut Dumnezeu ca să cred în El? Dumnezeu s-a făcut pe sine Creator și m așezat în mijlocul Universului pe care l-a creat. Al doilea răspuns. Ce a făcut Dumnezeu să cred în El? Nu doar că El este Creatorul, ci noi, ca ființe umane, suntem creația Lui. Adică El nu doar că a creat Universul. Ci în universul acesta a pus ființele umane pe care le-a creat. Am avut o discuție cu cineva și îmi spune că a stat de vorbă cu copiilor și copiilor au întrebat, da, mama, dar de unde, de unde au existat alte femei și alți bărbați cu care se căsătorească Cain și primii oameni? Și zic ce ați răspuns. Păi zice ea, i-am spus că Dumnezeu a făcut mai multe creații, că a creat un grup de oameni aici, Adam și Eva, alți oameni dincolo, alți în altă parte, dacă în Biblie ne e dată numai relatarea cu Adam și Eva. Nu. Creația e limitată la Adam și la Eva. Dar omul, în toată structura lui, este creația lui Dumnezeu. Și în... În Geneza și în alte părți ale Scripturii sunt prezentate toate elementele specifice creației omului, detalii care țin de modelarea Pământului și de suflarea de viața lui Dumnezeu. Omul a devenit un suflet viu nu din cauza Pământului sau a mineralelor care sunt în Pământ, ci din cauza creatorului. Da? Modelat în modul cel mai perfect, Pământul nu avea nicio valoare în care Dumnezeu se poate identifica pe sine, adică să-și vadă chipul Său pământul nu avea nicio valoare, chiar dacă era modelat de Dumnezeu. Da? Ci uh, chipul lui Dumnezeu nu se naște din pământ, ci pământul acela modelat devine uh, o valoare în care Dumnezeu se descopere pe sine în momentul în care el ca și creator suflă duh de viață. Da? De aceea Uh, chipul lui Dumnezeu nu se naște din pământ, ci din suflarea Creatorului, care însuflețește pământul, trecându-l pe om de la pământ la suflet viu. Omului a fost dat să existe ca suflet viu, nici de cum ca pământ inert. La noi a murit o fetiță de șapte luni. Da? Și a îmbrăcat-o așa de frumos, în alb. Toți treceam pe la sicriu, ne uitam și toți aveam aceeași impresie. Wow, zici că e o păpușică. Interesant, cu toate că arăta ca o păpușică superbă, iau la un trup inert și nimeni n-a vrut să ia acea păpușică, să o ducă și să o țină acasă. Nimeni n-a vrut. De ce? Pentru că lipsia suflarea creatorului din acel trup inert. Oricât ar fi de frumos pământul, neînsuflețit nu are nici o valoare. Ce a făcut Dumnezeu să cred în El, m-a creat pe mine și a pus în mine chipul său. M-a transferat de la starea de pământ inert la starea de suflet viu. 3. Ce a făcut Dumnezeu să pot crede în El? Păi Dumnezeu m-a creat sau ne-a creat cu simțuri sensibile la credință cu simțuri sensibile la credință. Avem cinci simțuri: auzul, văzul, pipăitul, simțul tactil și mirosul. Unor alea ar mai trebui și al șaselea simț, care e bunul simț. Parte din aceste simțuri pe care, prin creație ontologic, Dumnezeu le-a pus în noi, sunt sensibile la credință. Și această sensibilitate la credință nu apare prin evoluție niciodată ci este oferită prin creație. Hai să vă dau câteva exemple. Simțul auzului. Spune Biblia în Roman 10 cu 17, următor lucru. Credința vine în urma auzirii. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu v-a înzestrat cu simțuri perceptibile la credință? Și că dacă nu vrei să crezi în Dumnezeu, faptul că auzi va fi un martor împotriva ta. Că Dumnezeu îți va spune. Te-am înzestrat cu simțuri perceptibile sau sensibile la credință. Credința vine în urma auzirii, adevărata cuvântului. Așadar simțul auzului e sensibil la credință. Și asta înseamnă că în urma auzirii poți crede. Cu alte cuvinte, atât timp cât poți auzi, înseamnă că Dumnezeu ți-a asigurat sub suportul pentru a crede în el. Dar nici asta nu vine prin evoluție, ci prin creație. Așa că dacă astăzi ești aici și auzi, și auzi Evanghelia, cel puțin ziua de azi, e suport pentru tine să poți crede în Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu să poți să crede în El, ți-a dat auz și te-a dus astăzi aici. Simțul văzului. În Ioan 20 cu 29, Domnul discută cu Toma și îi spune, Toma, ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Ferice și de cei care n-au văzut și au crezut. Din nou, simțul văzului e sensibil la credință. Unii oameni pur și simplu cred pentru că văd. Și chiar dacă Dumnezeu îi fericește pe cei care nu au crezut și totuși au crezut, simțul văzului e un suport extraordinar pentru credință. În Ioan 20:8 se spune că Ioan a intrat în mormântul lui Isus, a văzut că era gol și a crezut. Așa că, dacă vezi minuni, dacă vezi manifestarea puterii lui Dumnezeu, dacă vezi cum funcționează universul, ai toate motivele să crezi. Ba mai mult decât atât, pentru că ești aici și ai ochi buni și poți vedea, Dumnezeu ți-a asigurat suportul pentru a crede în El. Să nu așteptați să întâmple ceva în afară să credeți în Dumnezeu, că se întâmplă și tot nu credeți. Acolo e război, dincolo cu tremur și tot nu credem. Dar ca să ne aducă mai aproape de noi, Dumnezeu a lucrat în noi și ne-a înzestrat cu aceste simțuri sensibile la credință. Un alt exemplu, simțul tactil sau pipăitul. În Luca 24 cu 39, Iisus le spune ucenicilor, uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, știți ce spune mai departe? Pipăiți-mă! Puneți mâna pe mine și vedeți, un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeți, cam eu. Dacă poți pipăi creația lui Dumnezeu, dacă poți atinge o floare, un copac, orice din creație, prin lucrul acesta Dumnezeu ți-a asigurat suportul pentru a crede în El. Băieți, ori de câte ori vă duceți să cumpărați o floare pentru o fată sau un buchet de flori pentru mama, când luați florile, când le pipăiți, când le simțiți în mână, Aduceți-vă aminte că acel simț de a e dat de Dumnezeu ca un suport pentru a putea crede în El. Și iată cum, cum sumarizează Ioan toată această sensibilitate a simțurilor la credință, în 1 Ioan 1 cu 1. Ce era de la început? Ce am auzit, da? ce am văzut cu ochii noștri și ce am privit și pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim ca și voi să credeți. Ca urmare, dacă cineva nu vrea să creadă în Dumnezeu, că nu-i sunt suficiente argumentele din Biblie, dacă cineva nu vrea să creadă în Dumnezeu, ceea ce îl va condamna printre altele, vor fi și aceste simțuri sensibile la credință cu care a fost înzestrat de Dumnezeu. Faptul că poți auzi, că poți vedea și poți pipăi. Da, e un suport din partea lui Dumnezeu să poți crede în El. Ce-a făcut Dumnezeu să crede în El? M-a înzestrat cu simțuri sensibile la credință. 4. Ce-a făcut Dumnezeu să pot crede în El? Păi Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacități deosebite să putem crede în El. Ne-a înzestrat cu capacități extraordinare prin care, sau prin manifestarea lor, ne este asigurat accesul la credință. De exemplu, capacitatea de a vorbi, de a da din gură, e o portiță deschisă spre a vorbi, înseamnă a avea capacitatea de a articula cuvinte, de a exprima prin cuvinte gândurile, sentimentele și intențiile, însă această capacitate de a vorbi poate fi folosită pentru credință. În fapte 14, Apostolul Pavel vorbește și o mulțime de oameni vin la credință. Da? Apoi, în toată cartea faptele apostolilor, ucenicii Domnului vorbesc despre Dumnezeu și oamenii cred. De ce? Pentru că această capacitate de a vorbi despre Dumnezeu asigură accesul spre credința. Poți vorbi vorbește oamenilor despre Dumnezeu. Dacă mergeți la școală, mai vorbiți cu colegii voștri despre Dumnezeu? Cu ani în urmă eram în grupul Alege Viața și aveam obiceiul să mergem în căminele studențești. O cât experiență am avut acolo. Și au trecut luni de zile, nu se pocăia niciun student. Dar la un moment dat eram într-o biserică și acolo seara respectivă aveau câteva mărturii ale unor studenți care s-au întors la Dumnezeu. Și doi dintre acei studenți, fără să știu, nici ei nu știau că sunt acolo, s-au ridicat și au mărturisit că în urmă cu câtva timp, în camera noastră de cămin, a venit un alt student, în speță eu, și ne-a spus despre Dumnezeu și de acolo a pornit periplul nostru legat de credință. Capacitatea aceasta pe care o ai de a vorbi folosește-o pentru a deschide altora drumul spre credință. Da? Vorbițile oamenilor despre Dumnezeu, prietenilor și așa mai departe. Vorbirea face parte din fundalul asigurat de Dumnezeu pentru a putea crede în El. Capacitatea de a citi. E o altă capacitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care asigură deschiderea spre credință în doi împărați 22, Șafan citește cuvintele cărții legii în fața împăratului și împăratul le crede. În fapte, capitolul 8, famenul etiopian citea, citea pe prorocul Isaia și citirea lui e poarta deschisă spre credință. În ambele cazuri, citirea textului a fost punctul de start în apariția credinței. Aveți obiceiul să citiți Biblia? Da? de da, aveți obiceiul? Citiți-o pentru că nu vă dați seama cum, dar ea vă menține suportul pentru credință. Să nu faceți ca și tipa asta. Am văzut un film care face mai mult decât dacă aș fi citit de 10 ori Biblia. Atunci hai să ne uităm la film. Dacă ne uităm la 10 filme, e ca și când am citit Biblia de 100 de ori. Citiți Biblia pentru că ea asigură capacitatea sau fundalul pentru, uh, pentru credință. Citiți-o altora, citiți-o copiilor. Când mergeți în vizită la oameni bătrân, la oameni bolnavi, citiți-le ceva din Biblie. Uh, e așa o întărire pentru ei. Întrebați pe un om bolnav, pe, dacă aveți un prieten bolnav, întrebați-l ce înseamnă când îi trimiteți o cântare, când îi trimiteți uh, un verset, când îi trimiteți uh, ceva pe WhatsApp. Întrebați-l ce simte. Să vedeți cum îți spune, am simțit așa că m-am încurajat citind sau ascultând cântarea, cântarea respectivă. Dacă vorbim despre faptul că Dumnezeu și-a scris cuvântul pe care îl citim, și în scrierea acestui cuvânt a fost așezată intenția credinței. Iată ce spune Ioan în 20 cu 31. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Aveam 11 ani când am citit prima dată Biblia. Și am citit-o pentru că plăcând mi poeziile, îmi plăceau în mod special poeziile lui Eminescu. Și citesc o poezie, cred că se numește Dumnezeu și om. Și când citesc poezia respectivă, zic, wow, ăsta o citit Biblia. Și zic că dacă el a citit Biblia, atunci mă apuc să o citesc și eu. Am început să o citesc atunci și n-am renunțat nici astăzi. O citesc în mod continuu. Nu vă imaginați ce suport de credință asigură citirea Bibliei în mod regulat. Apoi Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a pricepe și a înțelege Scriptura. În Luca 24 cu 45 spune că Iisus le-a deschis ochii și mintea să înțeleagă Scriptura. Observați că Domnul Hristos are puterea de a modela simțurile și capacitățile umane, astfel încât astea să devină sensibile la credință. Și trebuie să înțelegeți că toată această modelare a fost concepută prin creație, nu prin evoluție. Apoi, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a face descoperiri științifice. Pentru o viață mai ușoară ne sunt folositoare toate descoperirile științei, întregul progres tehnologic, și invențiile bazate pe viteza sunetului, aluminii pe gravitație și pe toată interacțiunea dintre atomi. Da. Am un prieten în Statele Unite, uh, medic, stă în laborator în Statele Unite la computer și face operații în Pakistan. Oh, zic cum? Zice, eu de la computer din Statele Unite dirijez unda laser prin satelit în Pakistan și fac operații în gura omului. Operații de cancer. Uimitor unde a ajuns tehnologia. Câte vieți au fost salvate din cauza acestui progres? Ei, hey, aceste descoperiri științifice vin ca un suport din partea lui Dumnezeu ca să credem în El. Ba mai mult decât atât, în medicină și în toate ramurile științei, toate lucrurile astea sunt extraordinare. Știți cât e de important? Uh, știți cât e de importantă muzica? Știi cât e de importantă? De obicei, când adolescenții și tineri au probleme, și caută soluție sau soluții. Prima soluție pentru adolescenți și tineri întotdeauna e muzica. Când au o divergență cu tata, cu mama, intră în cameră și dau drumul la YouTube. Pe locul 30 sau 31 e opțiunea de a discuta cu mama și pe locul 50 și ceva obține de a discuta cu tata. Înainte de a vorbi cu mama au 30 de opțiuni, 30 de alternative. Asta muzica, e extrem de importantă. Da? Dar ce bine că avem progresul tehnologic prin care avem acces la muzică mult mai ușor decât de acum 30 de ani, când stăteam noaptea și înregistram de pe internet și dura 10 ceasuri până dau la dau 100 de mega și să putem asculta muzică. Da. Câte din lucrurile spuse de către Dumnezeu, dar neexplicate, au fost descoperite de știință, confirmând astfel autenticitatea cuvintelor lui Dumnezeu. Corpul uman e o mașinărie așa de complicată, încât spun specialiștii, dacă s-ar construi o uzină care să reproducă tot ce face corpul uman, ar fi necesar cel puțin 200 de kilometri pătrați. 200 de kilometri pătrați. Asta doar la nivelul la care poate fi explicat. Vreau să știți că omenirea nu inventează nimic. Omenirea doar descopere e ceea ce Dumnezeu a pus deja în legile Universului și toată această descoperire e un fundament pentru ca omenirea să creadă în el. În multe situații Dumnezeu a spus ceva și nu a justificat ceea ce a spus, doar a spus. Punct. Dar crezi în Dumnezeu sau, dacă vrei să crezi în El, accepti ceea ce a spus El, chiar dacă nu-i justificat de fiecare dată. Dar noi trăim vremuri în care știința vine și descoperă multe din lucrurile pe care le-a spus Dumnezeu și le explică. De exemplu, la Polul Nord, femeile până în 30 de ani mureau de cancer la gură. Și oameni de știință au analizat modul lor de viață ce se întâmplă cu femeile astea. Și au descoperit că femeile, de exemplu, și bărbații acolo mâncau carne de focă și grăsimea de focă. Dar din pielea de focă își făceau haine. Ma, pielea de focă e foarte tare. Aveau niște andrele, niște ace, pe care le treceau printre buze pentru a le umezi și a înțepa pielea de focă. Și foarte interesant că mureau de cancer la gură. Au luat pielea de focă și au analizat-o, și au observat că această piele de focă conține carcinogeni. Încă ca elemente purtătoare de cancer, și că în momentul în care înțepau pielea de focă și treceau uh, acele printre buze, acele elemente purtătoare de cancer de pe ac se mutau pe buzele femeilor și mureau în câțiva ani de cancer la gură. au zis, o, extraordinar. Acum când te uiți în Levitic 11, versetul 10, zice așa, să priviți ca urăciune toate viețuitoarele din apă care n-au aripi și solzi, a printre care e și foca. Dumnezeu nu ne-a explicat de ce, ci Dumnezeu doar ne-a spus. Astăzi, din fericire, noi trăim vremuri în care știința vine și explică anumite lucruri. Ei, dar toată această uh, explicație a științei, da, confirmă ceea ce a spus Dumnezeu și se constituie într-un fundal extraordinar pentru a avea credință în El. Cu alte cuvinte, veți descoperi în anii care vor urma că știința, știința confirmă tot mai mult ceea ce a spus Dumnezeu. 5. Ca să pot crede în El, Dumnezeu ne-a înzestrat cu un simț moral și etic extraordinar. În fiecare dintre noi există un controlor etic, moral de anvergură. E interesant că nimeni nu trebuie să se pocăiască pentru a ști că minciuna e ceva rău. Nimeni. Pentru a ști că minciuna e ceva împotriva firii, niciun budist nu trebuie să se pucăiască, niciun islamist. Toate sunt acolo noi, da? le știm așa de la, de la sine. Toți o știu nu din instinct, ci din creație. Și ca să înțelegeți, va trebui să reveniți cel puțin imaginar în grădina Eden. Primii oameni se aflau într-o relație cu Dumnezeu, însă după ce au păcătuit, ce au făcut? S-au ascuns. Dar de ce s-au ascuns? Dar cine le-a spus? De unde au știut că au făcut ceva nepotrivit? De unde, de unde acest, acest simț și această sensibilitate că ceva a fost în neregulă? Dumnezeu a pus în noi această, această etică, acest simț moral deosebit. Cain a încercat să se ascundă după ce l-a ucis pe Abel. De ce? De ce n-a stat liniștit? Da? Deoarece era în el ceva ce spunea că a procedat cum nu ar fi trebuit. Când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, intenția lui nu a fost de a le spune oamenilor ce e bine și rău. Deoarece deja era amprentat în ființa umană toate lucrurile astea. Ci în cele 10 porunci, Dumnezeu își exprimă clar autoritatea morală, atât fizică cât și spirituală, ce privește relația cu Dumnezeu și cu oamenii. La fel e și la voi. Și la noi toți. Aveți atitudini sau sunt atitudini rele pe care le aveți, vorbe urâte pe care le spuneți și fapte rele pe care le faceți, dar pe care le-ați dori neștiute sau le-ați dori să rămână nascuns, deoarece nu sunt compatibile cu ideea de moralitate. Probabil că toți ați vorbit măcar vreodată de rău pe cineva, da, cu un prieten bun. V-a da. încercat pe cineva vreodată sentimentul, mai era mai bine să nu vorbesc chestia aia? Va încerca sentimentul ăsta? Mai bine să nu fi vorbit, că e ceva neplăcut. Dar cine v-a spus că nu-i bine? Observați, Dumnezeu a pus în fiecare dintre, a pus în fiecare dintre noi uh, simțul acesta moral și din această cauză putem face diferența între bine și rău, între păcat și neprihănire, între lume și viață veșnică și tot din această cauză, acest simț moral ne asigură suportul pentru credință. Cum? Uh, simplu. Foarte mulți dintre voi, după ce ați făcut ceva rău sau păcătos, în mintea voastră, ce faceți? Ce faceți? Vă rugați. Regretați și vă cereți iertare. Interesant, dar oare. De, de, unde? De unde vine asta? Ai făcut o chestie, îți dai seama că nu e în regulă și în mintea ta zici, Doamne, iartă-mă. De, de, unde vine simțul ăsta? Observați, Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus în noi. În noi există ceva ce face să credem, ce ne face să credem în iertarea lui Dumnezeu și în necesitatea iertării lui Dumnezeu. De asta de multe ori când discutăm uh, între noi, unul spune una, unul spune alta, noi replicăm, Doamne, iartă-ne! sau Dumnezeu să-l ierte. Da? Dar ce, ce, ne face să credem în nevoia iertării și în necesitatea ei? Credeți că doar așa din instinct spunem, Doamne iartă-mă? E ceva noi pus de Dumnezeu. E simțul acela etic moral, da? care ne împinge spre așa ceva. Dacă Dumnezeu nu există, nu există nici elemente morale obiective. Însă, așa cum observăm, noi avem elemente morale absolute, cum ar fi, de exemplu, sacralitatea vieții. Nu avem voie să omorâm pe nimeni. Astfel că suntem provocați să credem în Dumnezeu, autorul acestor elemente morale absolute. Al șaselea răspuns, ca să pot crede în el, Dumnezeu a făcut minuni. Perimetrul scrierilor sfinte e înțesat cu minunile lui Dumnezeu, manifestate în tot spectrul creației nu există nici un aspect al creației pe care Dumnezeu să nu-l poată modifica făcând astfel ceea ce noi numim minuni. Trecerea Mării Roșii, de exemplu, mana din pustie, mulțirea pâinilor, vindecările, toate vin să exemplifice puterea lui Dumnezeu asupra creației. După fiecare din aceste minuni, veți găsi Atât pretenția de credință din partea lui Dumnezeu, cât și reacții de credință sau de necredință din partea oamenilor. Să dau un singur exemplu. După trecerea Mării Roșii, Exod 14 cu 31 spune așa: poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul. Observați? Fiecare minune are în ea, are înglobat în ea, atât pretenția lui Dumnezeu pentru noi de a crede, cât și suportul ca noi să putem crede în Dumnezeu. Minunile pe care le-a făcut Dumnezeu nu sunt, nu sunt, doar așa pentru a ne da mari, wow, ce Dumnezeu avem. Cine sunt date ca un suport pentru credință. Hristos a recunoscut credința femeii care îi cerea vindecarea fetiței bolnave sau, după înmulțirea pâinilor, Hristos pretinde credință spunându-le ucenicilor puțin credincioșilor. Adică chiar nu credeți după ce am înmulțit pâinea? Nu vă aduceți aminte, spune în Matei 15, 8 și 9, nu vă aduceți aminte când am înmulțit pâinile, câte coșuri ați ridicat? Unde vă e credința? Adică fiecare minune revendică credința. Sau, dacă citiți în Evanghelia lui Ioan, după transformarea apei în vin, ucenicii lui au crezut în el, Ioan 2,11. Toate minunile care se întâmplă sunt un fundal pe care noi îl putem folosi pentru a crede în Dumnezeu. Însă, dincolo de toate aceste minuni materiale, Dumnezeu a realizat învierea. Nu există nimic mai fabulos și mai extraordinar decât învierea. Nimic. Da? Pentru că prin înviere Dumnezeu readuce viața în creația Lui. Dar nu doar aici pe pământ, ci prin înviere Dumnezeu își transferă creația în aceeași postură în care este El. Adică a fi asemenea cu El. Oamenii au cerut învierea tocmai pentru, ca, pentru a crede în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Luca și aici, pe bogatul nemilos, când îi spune lui Lazar, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, adică înviază-l din morți, trimite-l să meargă în casa tatălui meu, sunt acolo frații mei, și dacă vor vedea pe ăsta înviat din morți, vor crede. Au revendicat învierea ca suport pentru credință. Însă Hristos îi spune, auzi, îl au pe Moise, îi au pe proroci, dacă nu cred elementele care, sunt, care le sunt la îndemână, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Dacă nu poți folosi simțurile tale ca și fundal pentru a crede în Dumnezeu, puțin probabil că în următoarea perioadă vei citi Biblia și se va naște în mintea ta credința. Toți sau aproape toți avem următoarea mărturie, m-am dus la biserică și a fost o predică și când am auzit cuvântul acela m-am pocăit. Dumnezeu ne pune la îndemână elemente pe care să le folosim pentru a crede. Dacă nu folosim aceste elemente care ne sunt apropiate, puțin probabil să credem folosind elemente îndepărtate. Puțin probabil să credem, dacă vă spun eu că apariția vieții pe pământ are o probabilitate de 10 la puterea 138. Puțin probabil să vă impresioneze sau să determine în voi credința în Dumnezeu. Dacă până acum nu am fost uh, fascinat de viață, acum încep să fiu tot mai fascinat de înviere. Și tot mai preocupat de lucrul ăsta. De ce? Pentru că nu știu cum se întâmplă, dar după ce am trecut de 40 de ani, am început să mă gândesc tot mai des la moarte. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Ideea de moarte. Când eram tânăr nu-mi plăcea să merg la priveghiuri, la mormântări. Aveam, aveam impresia că cei care au murit, au murit din cauza lor că au fost un pic mai prostuți decât noi ăștia tineri. Și aveam impresia. Interesant, după ce am trecut de 40 de ani, parcă mă uh, culc uh, cu moartea în minte și mă trezesc cu moartea în minte. Și încep să simt cum toate elementele materiale din lumea asta nu mai au aceeași relevanță și aceeași valoare pe care au avut-o în urmă cu 10 ani și încerc să-mi caut alte repere. Și îmi dau seama că orice reper mi-aș lua, fie material, fie imaterial, fie împlinirea prin copiii care sunt la școală sau altceva, toate se scurg printre degete mai repede decât îmi imaginez. Și am găsit unul, și anume învierea. Zic, că ăsta e elementul de reper care mă ține. Dumnezeu, dacă vreți, a fabricat învierea în sine, Dumnezeu s-a declarat pe sine, prin Hristos, ca fiind învierea și viața. Și dacă mă uit așa în perspectivă, da, pentru că viața se duce, dacă mă uit în perspectivă, material n-aș avea nicio perspectivă. Dar văd acolo, la capătul materialului, că e învierea. Și asta e ceea ce îmi dă, ce dă putere să merg înainte. Ultimul răspuns. Ca să pot să cred în El, ca să cred în El, Dumnezeu ne-a asigurat mântuirea și viața veșnică, adică reîntâlnirea cu El. Acum, dacă încercați să așezați istoria umană pe o anumită dimensiune, veți putea observa că uh, începutul sau că istoria omului are un punct de plecare și anume prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu e punctul de plecare al istoriei. Dumnezeu i-a creat pe oameni și i-a pus în locul acela numit Eden, în prezența lui și se întâlnea cu ei. El știe cum, dar se întâlnea cu ei. De acolo pornește existența noastră, din prezența lui Dumnezeu, însă, din cauza căderii până la finalul vieții și al istoriei, străduința și frământarea omului este de a reveni în prezența lui Dumnezeu. Da? De atunci, după ce au fost izgoniți din Eden, de atunci cât va ține istoria, ne străduim toți în perioada istorică în care trăim să revenim în prezența lui Dumnezeu. De aceea Biblia începe cu izgonirea omului de la pomul vieții, Geneza 3, și se încheie cu reîntoarcerea omului la pomul vieții, Apocalipsa capitolul 2. Dacă plecarea de la pomul vieții s-a făcut prin răzvrătire, întoarcerea la pomul vieții se poate realiza numai prin pocăință și credință astfel, afirmă Ioan în 3 cu 16 că Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică, adică să aibă posibilitatea de a reveni în prezența lui Dumnezeu. Iasă istoria e atât de fascinantă. Ai plecat din prezența lui Dumnezeu, te învârți prin viața ta și în final uh, ești autentificat că ai trăit o viață cum trebuie dacă ajungi tot în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu, tot ce ai realizat pe traseul acesta al vieții nu are nicio relevanță. Însă pentru întoarcere la pumul vieții e nevoie de jertfa Domnului și implicit de credința în această jertfă a Domnului Iisus Hristos. Pentru mântuire ai nevoie de credință și mântuirea înseamnă liberarea noastră de sub mânia lui Dumnezeu de sub pedeapsa veșnică. Pentru că toți oamenii au păcătuit și sunt supuși morții veșnice, și din această cauză avem nevoie de mântuire. Dar mântuirea nu putem obține decât prin credință. Ori dacă cineva vrea să ajungă la mântuire, are nevoie de credință. Ori pentru credință Dumnezeu i-a asigurat tot suportul necesar. Nimeni nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu că n-a avut destule argumente pentru a crede în Dumnezeu. Avem mult mai multe decât ne-am imaginat. Pavel și Sila i-au cerut șefului închisorii din Filip să creadă în Domnul Isus pentru a fi mântuit. Tâlharul de pe cruce a crezut în mântuirea lui, de aceea a apelat la Hristos cerând să-și amintească de el în împărăția lui Dumnezeu. Unul dintre cei zecele proși e mântuit prin credința lui și exemplele, bineînțeles, că pot continua. Ei, în fața atâtor dovezi, fiecare om este chemat la credință în Dumnezeu. În fiecare din voi, prin creație, sunt îndeplinite toate condițiile pentru a putea să credeți în Dumnezeu. N-aveți nevoie de nimic altceva pentru a crede în Dumnezeu decât pur și simplu de voi ca și creația lui Dumnezeu. E suficient. Dacă nu vreți, e suficient să vă gândiți la faptul că aveți anumite capacități, că Dumnezeu a dat simțuri sensibile la credință. Dacă nu vreți, e suficient să vă uitați la natură. Și dacă nu vreți să folosiți nici natura, nici universul pe fundal de credință sau fundal pentru credință, atunci uitați-vă la ce a făcut Dumnezeu în el. Pentru că dacă toate lucrurile astea Dumnezeu le-a realizat în noi, de data asta mântuirea Dumnezeu a realizat-o în el. Dumnezeu a murit pe cruce, în Hristos, nu noi. Dumnezeu s-a pus pe cruce pentru păcatele noastre, nu noi. Dumnezeu ne-a asigurat accesul la credință în jertfa Lui, nu noi. De aceea spun, pe unde mă duc, că Dumnezeu nu ne putea mântui nici cum altcumva decât prin sine. Și așa a făcut-o. Ar fi fost sub demnitatea Lui Dumnezeu să ne mântuiască prin ceva pervertibil ar fi fost nedem de Dumnezeu să ne mântuiască printr-un om. Că toată ființa umană e pervertită. Ar fi fost nedem de Dumnezeu să ne mântuiască prin natură. Și natura a fost pervertită. Ar fi fost nedem pentru Dumnezeu să ne mântuiască prin îngeri. Și îngerii au fost pervertiți, o parte dintre ei. De aceea Dumnezeu, pentru a realiza mântuirea noastră, lucrarea desăvârșită, despre care ați cântat mai devreme, Dumnezeu nu ne putea mântui nici cum altcumva decât prin sine, și așa a făcut-o. Așadar, aveți dovezi pentru a crede în Dumnezeu, în voi, în natură și în Dumnezeu. Întrebare. Pe care din aceste dovezi ați vrea să le folosiți, să le luați ca fundal pentru a crede în Dumnezeu? De oriunde ați porni, de la voi, de la natură sau de la Dumnezeu, ajungeți la Dumnezeu dacă nu doriți să luați, să vă luați nici pe voi, nici natura și nici pe Dumnezeu, e efectiv problema voastră. Dar va veni ziua când Dumnezeu vă va pune în față toate aceste argumente. Va face să vă uitați la natură, să vă uitați la voi și să vă uitați la El. Și vă va întreba simplu, de ce n-ai crezut? Oare la venirea Lui pe pământ va mai găsi credință? Știți ce înțeleg eu că Dumnezeu a fost atât de extraordinar și creația Lui atât de superbă încât ne-a așezat în mijlocul unui univers plin de dovezi pro-credință. Plin de dovezi în univers, în noi și în El, care mi-asigură suportul pentru a crede în El. Mă rog, dar ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să folosiți toate aceste dovezi din univers, din voi și din Dumnezeu, să le folosiți pentru a crede în El și a primi mântuirea. Și numele Domnului să fie binecuvântat în veci. Amin.